Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Așa cum ai văzut deja, vreau să analizăm ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în acest moment în legătură cu tine, dar și ce va gândi, ce va simți și ce va face în viitorul apropiat din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Persoana aceasta vrea să-ți facă o surpriză. De asemenea, se gândește că tu ești un cadou de la univers pentru el sau pentru ea. Văd aici pe cineva care încearcă oarecum să recupereze poate absența din viața ta, fie prin bani, fie prin vorbe frumoase, prin surprize plăcute. Ăsta de asemenea se gândește că i-ai făcut o surpriză sau că îi faci o surpriză, poate în legătură cu o problemă de sănătate. Da? Pentru alții mai poate să însemne și că acest om a rămas surprins aici de o veste pe care i-ai dat-o și se tot gândește la acel ceva. Pentru alții, persoana aceasta se tot gândește că are o problemă, da? Din punct de vedere material, sau are o problemă în legătură cu relația ta, poate ceva ce nu-i funcționează bine. Omul ăsta tot timpul te spionează sau vrea să știe totul despre tine, te privește de la distanță. Pentru unii poate să însemne și faptul că această persoană se gândește că viitorul vostru este pus la încercare. Văd niște vești pe care le-a primit, vești care l-au surprins destul de mult, dar care e posibil să-l fi făcut să se simtă și puțin ciudat. În inima sa, uite, îți dă un mesaj din suflet, poate chiar niște mesaje de dragoste, niște complimente. Mai vreau o carte. Omul ăsta în acest moment simte în legătură cu tine că ceva se termină, da? De asemenea, îți poate da o veste în legătură cu o problemă pe care o are. Avem dragoste și bucurie. Poate persoana aceasta se simte foarte mult atrasă de tine, își dorește foarte mult să se apropie de tine, să-ți dea vești, să se bucure de tine. Doar că, repet, în același timp simt că omul ăsta are o problemă în suflet. Fie este o problemă în legătură cu tine și nu îți spune, fie este o problemă care poate să țină atât de viața profesională cât și de cea personală. Este vorba despre o schimbare bruscă, da, care are loc în viața acestui om. Să vedem ce face în legătură cu tine. Vrea să se lege de această relație cu tine, da? Vrea să închegați o conexiune mult mai profundă, doar că persoana aceasta în același timp este prinsă aici cu tot felul de lucruri. Poate să fie și o persoană care te ține blocată sau blocat, pentru că totuși văd și o falsitate din partea acestui om. Mai vreau o carte.
Ei, în legătură cu tine, să știi că persoana aceasta cam minte, este falsă în acest moment, îți ascunde ceva. Pentru unii, poate sunt niște probleme pe care le are la muncă și probleme despre care nu poate să discute cu tine. Uite, pentru că este foarte gânditor aici, la o negociere, este foarte gânditor la o sumă de bani. Poate se gândește cum anume să te convingă de un anumit lucru. Și uite, vrea să-ți vină în casă, vrea să-ți vină în vizită. Da, deci, din nou, omul ăsta poate avea niște probleme, repet, din punct de vedere profesional. Vreau să mai vedem o carte cu falsitatea, să o clarificăm. Și cu falsitatea asta. E o falsitate în legătură cu niște activități banale, cu o eliberare. Adică și cum persoana asta îți spune, uite, gata, termin proiectul, rezolv problema, mă duc în direcția respectivă. Poate ți ascunde ceva legat de o colegă de la muncă? Hai să vedem ce spune și tarotul meu și apoi vedem în viitor. Ce ascunde? Uite, avem bani puțini și supărare, o bucurie mică, dar și o bucurie mare. Parcă sunt două persoane aici diferite care poate au niște probleme. Și e ceva legat și de o femeie matură și de o hotărâre. Hai să vedem ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine. Ok, în viitorul apropiat se pare că această persoană se va gândi că ceva între voi s-a încheiat. Văd aici că se va gândi la un sfârșit în legătură cu o femeie mai tânără sau se va gândi la o eliberare, la o transformare. Mai vreau o carte. Casă. Omul ăsta va avea în minte un sfârșit aici. Fie este vorba despre sfârșitul relației voastre, fie pentru alții este vorba despre sfârșitul unei situații puțin complicate. Să vedem ce va simți în legătură cu tine. Fie aici simte că mai ai tu pe cineva, fie persoana aceasta se simte puțin mințit, mințită. Și se va gândi foarte, foarte mult aici, cum anume să rezolve o problemă. Se va gândi foarte mult cum anume să te ajute, poate, pe tine. Că în inima sa se va gândi aici foarte mult. Da? E ca și cum persoana aceasta în viitorul apropiat se gândește, uite, să ne separăm, da? Sau se gândește la o transformare. Doar că na, încearcă să caute soluții, pentru că eu simt aici o amânare. Să vedem ce va face în legătură cu tine în viitorul apropiat. Ok, avem gelozie. Poate va face o scenă de gelozie în cadrul unei întâlniri. Și în cadrul acestei întâlniri, uite, voi veți avea o discuție importantă, o discuție de suflet. Și avem aici logodnă, da? Sau angajament, propunere. Viitorul apropiat, persoana aceasta pare să-și dea seama că te pierde. Pare să-și dea seama că te-ai prins de această falsitate. Și atunci încearcă aici cu toate forțele să te recuperezi.
Mai vreau o carte. Poate să fie și faptul că omul ăsta se gândește că atunci când termin programul, să te vezi cu el, cu ea, să stați împreună. Na, hai să vedem ce zice și tarotul meu. Ok, avem așa, o bucurie de departe, deci o bucurie sau o veste care creează mari emoții de la drum lung sau ceva legat de zona străinătății, intrigi între femei, gelozie și veste bună. Hai să vedem ce va face în legătură cu tine. Îți va face o surpriză. Și îți va povesti despre o hotărâre care se ia într-un grup de oameni din care face parte sau o hotărâre care ține de o ședință, de o adunare de oameni. Ce e cu hotărârea? Este o hotărâre norocoasă. E ca și cum persoana asta știe exact când să spună un lucru, știe exact când să acționeze, poate știe sensibilitățile. Parcă ar vrea să vină către tine, dar are niște piedici. De asemenea, omul ăsta, uite, îți poate da o veste mai puțin plăcută în legătură cu un prieten sincer. În legătură cu un prieten comun sau în legătură cu un prieten pe care îl are. Poate să fie o problemă de sănătate a cuiva sau o problemă de suflet. Și e ceva ce apare foarte brusc. E ceva ce se schimbă așa deodată. Hai să vedem îngerii romantici ce spun. Îngerii spun că aici există o diferență între voi de religie, de principii de viață. Poate să însemne și că unul dintre voi vrea ceva serios, cealaltă persoană nu vrea. Rămâi optimist asupra iubirii tale. Gândirea pozitivă te poate ajuta. Îngerii spun totuși să rămâi optimist. Avem o separare, da? Ni puteți să aflați de o separare sau puteți să aflați că această persoană a reușit să închidă un proiect, o situație dificilă. Dar în alte cazuri poate să fie aici, bineînțeles, și o discuție privind un sfârșit. Apoi avem decide ceea ce vrei și foarte curând acel lucru va veni către tine. Na, eu cred că are legătură cu faptul că și tu aici trebuie să te menții stabil. Da? Pentru a ajuta această persoană să ia o hotărâre. Este adevărat că există o atracție aici între voi, dar există oarecum și o toxicitate. Hai să vedem ce ți-ar spune în acest moment sau ce îți va spune. Avem așa, îmi imaginez că îmi vorbești prin muzică, sunt fericit cu viața mea, sper că vei fi și tu într-o zi, îmi amintesc toate detaliile, mi-ar plăcea să simți ce am simțit și eu.
pare că persoana asta regretă. Hai să vedem ce zice și acest oracol în legătură cu acest om. Avem aici o persoană matură sau o persoană cu o experiență foarte mare de viață. Avem relație serioasă, căsătorie, parteneriat. Deci persoana aceasta se gândește la acest lucru cu tine. Sau se gândește la ceva pe termen lung. Se gândește să-ți ofere tot ce are mai bun. Se gândește să te invite poate la o întâlnire sau poate chiar să-ți ofere un cadou. Am întrebat ce va face și avem așa, ce va face? Uite, aici e posibil să dorească să discutați cu sinceritate ceva din trecut, ceva ce s-a întâmplat în trecut. De asemenea, persoana aceasta îți poate propune aici chiar să faceți un copil sau să lucrați împreună la ceva. Și uite, este o veste pe care ți-o oferă și care, repet, ține de un sfârșit foarte brusc, dar e ceva de destin, e ceva norocos. Poate îți propune, nu știu, să vă mutați într-o nouă casă sau îți propune să faceți schimbări, poate în casă. Avem așa, un suflet pereche, o conexiune bună și șansă destin, ceva ce așa are să fie. Pentru unii văd și niște evenimente neprevăzute care se întâmplă și care influențează foarte mult această situație. Dar aici, bineînțeles că această persoană va dori să discutați ceva important, care fie ține de o relație pe termen lung, fie are legătură cu o așteptare mare care a fost aici. Vacanță, călătorie. Deci poate persoana aceasta te invită undeva să faceți un drum. Să mergeți într-o vacanță, să mergeți într-un weekend. Și avem așa, ceva într-un timp scurt, un sfârșit. Și avem libertate a fi singur. Omul ăsta, eu simt că se eliberează din ceva, poate dintr-un proiect complicat, poate dintr-o prietenie ciudată. Poate dintr-o altă relație, nu știu. Dar uite, este vorba despre un nou început pasional, un nou început cu multă bucurie. Hai să vedem și niște mesaje din acest oracol pentru tine. Avem așa, semne, întâmplare. E clar aici un eveniment neprevăzut care are loc. Bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia Vărsător, zodia Pești, vindecare, ce nu știi tu, te dorește cineva, luna aprilie, zodia Taur, zodia Berbec, cifra 4, deci persoana asta este foarte hotărâtă, vrea ceva concret. Avem bucurie mare, luna iulie, cifra 7, deci ceva magic sau la o zi mare, la o zi sfântă. Zodia Rac, zodia Leu. Iar ultimul mesaj este 11, este un număr maestru cu mesajul dreptate. Deci persoana aceasta, până la urmă, văd aici că vrea să-ți dea o veste bună în legătură cu o hotărâre mare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Cei care ați rămas alături de mine până la final,
primiți mesaje bonus din partea acestui oracol. Avem așa un mesaj care nu a fost deschis, poate chiar ai primit un mesaj, nu l-ai deschis sau este ceva ce urmează să afli, pentru că văd aici o surpriză, un mesaj în legătură cu o distanță, cu o călătorie sau în legătură cu o situație care se pune în mișcare și are legătură, uite, din nou, acest mesaj cu dreptate, justiție. Documente și are legătură cu o transformare. Persoana aceasta se luptă aici pentru o schimbare, da? Fie are concurență, fie mai sunt și alte persoane care vor același lucru, pentru că văd acest aspect aici. Și ultimele mesaje zic așa, că e vorba de ceva valoros, ceva important, ceva ce costă mult. Avem blocare sau deblocare, dar e clar aici un secret sau o cheie, o soluție pentru ceva valoros. Și avem direcție, călătorie sau ceva ce se pune în mișcare. Și ultimul mesaj este abundență, bani. Persoana asta, uite, reușește să dea la pace cu cineva, reușește să coopereze cu cineva. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să distribui videoclipul, pentru că aceste lucruri mă ajută foarte mult. Te îmbrățișez cu drag. Îți mulțumesc pentru că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc!